Torrent Moldova. În cele din urmă am realizat ceea ce trebuia. Cu trezirea lui Unicron a fost nevoie de măsuri extreme. Inamicii au devenit aliați. Aliații au devenit confidenți. Și cu matricea conducătorului, planeta Pământ a fost salvată. Deși cu un preț personal incomensurabil. Când Optimus a predat matricea, a pierdut mai mult decât înțelepciunea colectivă Prime. Ei cine sunt? Dușmanii noștri de moarte! S-a pierdut pe sine. Asta nu se leagă. Optimus îl știa pe Megatron. Erau cei mai buni prieteni. Dacă Optimus nu-și cunoștea propriul nume, poate e din cauză că nu-i se acordase încă titlul de Prime. Ha? Poftim? Ce face? Nemai având puterea matricei în interiorul său, e la mintea cocoșului că Optimus s-a întors la starea de dinainte, la arhivarul istoric Orion Pax. Adică în mintea lui. Vrei să spui că Prime crede despre el că e un fel de bibliotecar? Și un Decepticon? Atenție, echipă! Oaspetele nostru e momentan la izolare pentru a-i ușura tranziția. Dar când va apărea Orion Pax, vreau să-l tratați cu mult respect. Primul care îi se adresează cu Optimus Prime, îi se va smulge cutia vocală. Stăpâne Megatron, e înțelept să permitem unui autobot, fost sau actual, accesul deplin în incintă? Nu se întâmplă nimic la bordul acestei nave fără ca eu să știu. Ai face bine să ții minte asta, Arachnid. Dar nu e nevoie să vă faceți griji. Orion nu are același spirit ca cel pentru care Optimus e bine cunoscut. Atunci, în ce fel servește el cauzei noastre? Ah, stai liniștită. Orion Pax își va dovedi într-adevăr locul printre noi. Bine ați venit în echipa câștigătoare! Prime. Orion Pax, partea întâi. A fi Decepticon e o alegere, agent Fowler. Una despre care mi-e greu să cred că Optimus ar face-o vreodată în viața lui. Dar dacă se dă cu Decepticonii... E pentru că Megatron face nu știu ce fel de voodoo. Poate că Orion Pax nu e în acest moment un autobot aici. Dar trebuie să cred că nu va înceta niciodată să fie unul aici. Trebuie să-l localizăm, să știm cu siguranță. Stai așa. Am un chip ascuns în spate care îl anunță pe fratele Sam când mă opresc să iau gogoși. Vrei să-mi spui că nu știi unde e Prime? Semnalul lui Optimus nu are apărut de când a plecat spre centrul Pământului. Dar trebuie să încercăm să-l găsim, dacă avem vreo speranță de a iniția planul său contingent. Plan contingent? Ce e aia contingent? Asta chiar e un cuvânt? Cheia. Deci, ce face? Asigură accesul la vectorul Sigma. Depozitul secret al înțelepciunii Prime. Ăsta e un fel de supercomputer? Deci, putem să-i descărcăm amintirile înapoi? Perfect! Care e marele V? Aici? Undeva în spate? Vectorul Sigma e mai mult decât un supercomputer, Jack. E o sursă străveche de o forță mistică. Pe Cybertron. Ai fost captiv al autoboților și ținut în stază destul de mult timp, Orion. Destul de mult cât să se întâmple exodul nostru în altă lume. Exod? De ce?
pentru că acțiunile nesăbuite ale tiranului Ratchet au dus la asta. Oh. Cybertron! Jackson Darby, nu pleci pe nicio altă planetă! Eu vin! Nici tu nu pleci nicăieri, Mico! Cât timp puteți pleca voi? June are dreptate! De ce-l trimiți pe el să facă treaba unui Autobot? Pentru că numai un Prime poate accesa vectorul Sigma. Sau unul ales de un Prime. Optimus i-a dat cheia lui Jack. Acum are amprenta unică a biosemnăturii lui. Adică Jack e un fel de Prime de onoare, așa ceva? Să zicem că Jack e singurul care îl poate face pe Optimus să fie Autobotul pe care îl știm. Dar de ce ar pune Optimus intenționat în pericol un om? Un copil? Nu sunt un copil, mamă. Poate că Optimus crede că Jack e mai mult decât ceea ce pare. Problema e următoarea. Cheia nu servește la nimic dacă nu avem un mijloc prin care să ajungem pe Cybertron. Iar noi, în acest moment, nu avem așa ceva. Omule, ce zici de asta? Mico, Grand Bridge abia i-a pus pe orbita Pământului. Îți amintești? Da, dar Ratchet l-a construit. Nu se poate să-l încarce turbo cumva? Nu pot să cred că Ratchet e capabil de asemenea orori. Da. Gândește-te că misiunea nebună a doctorului Pieiri continuă. Jefuitorii lui ne-au urmărit pe orbita planetei ăsteia. Credeam că specia de aici nu e pregătită să ne vadă. Dar am reușit să protejăm lumea asta împotriva aceleiași tragedii care s-a năpustit asupra planetei noastre. O singură întrebare, Megatron. De ce ne numim Decepticoni? O altă tactică de intimidare a lașilor de autoboți. Numele avea să ne demonizeze, dar, în schimb, îl purtăm ca o marcă de onoare. Căci dacă a spune adevărul înseamnă a înșela, atunci suntem fericiți să fim vinovați. Acum te rog, Orion, vei avea destul timp să recuperezi. Trebuie să te odihnești. Megatron, voi face tot ce pot pentru a opri crimele și atacurile inimaginabile a lui Ratchet. Jur asta cu toată scânteia mea. Torrent, Moldova. Se pare că am preluat cu succes controlul asupra scânteii lui Orion. Acum să-i pune mintea la lucru. Și acum ai curățat nucleul de date? Excelent! Noul nostru arhivar va cere acces nelimitat la dosarele noastre. Ar fi neproductiv să-l lăsăm să dea peste vreo informație mai sensibilă. Doi burger XXL special. Poftă bună! Bună, Jack! Sierra! Cum de nu te mai văd prin zonă? Despre ce vorbești? Avem chimie împreună. Ora de chimie. Adică, în afara școlii, nu te văd niciodată la vreo petrecere sau un mall? Păi, cel mai mult sunt aici, cu șapca asta în cap. Și niciodată nu vezi prea mult pentru admitere, nu? Și mai sunt și alte chestii. Nu pleca de aici. Bine ați venit la Kyo Drive-In, pot să vă iau cu... E ora 5, Jack. Ai terminat tura. Să mergem. Oh, chestii din astea. Sierra, stai! E mama mea! Mama ta arată bine în piele. Pe motor. N-am vrut să-ți distrug viața socială. Nu e prima dată. Vești despre Optimus? Azi nu. Încă nu. Când am năvălit la registrul de arhivă Yakon, în ultimele zile ale războiului pentru Cybertron, am dat peste dosare ultra-secrete. Documente scrise cu coduri ale autoboților, pe care nu am reușit să le descifrăm.
codurile autoboților care pentru arhivarul Orion Pax de la Yakon nu ar trebui să fie o problemă. Având în vedere miza, n-ar trebui să întărim paza pe aici? Knockout! Cred că Orion va acționa cel mai eficient dacă nu se simte amenințat sau limitat în vreun fel. Totuși, nu e o coincidență faptul că punctul de lucru al lui Orion se află în proximitatea imediată a seifului de stocare a energonului. Care este sub permanentă supraveghere. Bine jucat! Ratchet, ai de gând să încarci Turbo Ground Bridge-ul? Îl cărpesc. Nu e nevoie să creem speranțe nimănui încă. Orion, cum merge proiectul Yakon? Mă tem că sunt puțin ruginit. Am reușit să decodez doar 3 articole. Și ce conțin aceste articole? Au fost făcute de arhivarea autoboții în timpul războiului, după ce eu am intrat în stază. Singura mea cunoștință în ceea ce le privește e că sunt niște coordonate. Obiective chiar de pe această planetă. Presupun că ar putea indica ascunzători pentru nave luate de pe Cybertron pentru a le ține în siguranță. Sunt documente istorice sau artefacte culturale? Frica mea cea mai mare e că ar putea fi arme de distrugere în masă, ascunse pentru mai târziu. Mai multe motive să facem tot ce ne stă în putere pentru a ține mai sus numitele nave departe de autoboți. Suntem norocoși să te avem alături, Orion Pax. Stăpâne Megatron, sunt nedumerit de o singură chestiune. Am descoperit mai multe referințe istorice la Starscream, comandantul vostru secund. Totuși nu l-am văzut la bordul navei. Din păcate, comandantul Starscream e mort. Orion pune prea multe întrebări. O însușire prețioasă pentru un arhivar, dar nu pentru un Decepticon. E doar o chestiune de timp până ne va descoperi complotul, iar simțul său născut al binelui va ieși la suprafață. Sper doar că Orion va termina proiectul Yakon înainte să fiu obligat să-l distrug, odată pentru totdeauna. Torrent Moldova. Ratchet! Ești treaz? E o urgență! Agent Fowler, e Optimus? Sunt Decepticonii și dau buzna în același laborator militar de cercetări în care am fost acum 2 luni. Un alt Space Bridge? Dar din ce știm, Optimus e de partea lor. Afară! Aruncă sursa de energie! Nu vă lipsește cineva? Pregătit pentru portal! Promit să-i spunem marelui O că i-ați transmis un salut! Arsi! Fierării! Optimus. Răspunde-mi!
Să o întâmpin la bord. Nu! Dacă Orion apucă să dea ochii cu vreun autobot, să poată fi martor la distrugerea lui, tot ceea ce crede în acest moment va fi pus sub semnul întrebării. Ai grijă ca Arcee să fie escortată de pe navă imediat. Am auzit un zgomot. Nu ai reușit să determini locația Decepticonilor? Sau dacă Optimus era măcar la bord? Nu. Pot confirma. Bulkhead, ce? Ți-a trebuit așa ceva? Singurul lucru care îmi trebuie este să-l văd pe boss înapoi. Nu e vina ta. Dacă unul din noi avea nevoie de ajutor, Optimus n-ar fi salvat. Eu n-am putut, pur și simplu. Ratchet! Ce s-a întâmplat acolo? Rapoartele indică cel puțin 12 răniți. Și pe mine ori să mă ardă ca să le dau niște explicații. Vezi ce faci cu autobuții ăștia tăi? Sau Pentagonul mă obligă să vă închid baza. Dar unde să mergeți? Cine știe? Poate ne vor trimite pe vreo insulă. Sau poate chiar în spațiu. Ce bine ar fi să fie așa. Nu-l acuz pe Fowler. Optimus ar fi evacuat toți oamenii din zonă înainte să lupte cu Decepticonii. Nu știm de fapt ce ar fi făcut Optimus, pentru că nu e aici. Te pricep să spui ceea ce e evident, Bulk? Mai vrei să adaugi ceva ce știm deja cu toții? Nimic din ce pot spune în fața copiilor. Hei! Nu trecem cu vederea peste ceva bun? Nimeni nu vorbește despre prada Decepticonilor. Da, am reușit să le permitem să obțină în sfârșit o sursă pentru Space Bridge. Și cum anume e ăsta un lucru bun? Îi lăsăm să-și facă propriul lor Space Bridge. De ce? Să aducă și mai mulți zombii de pe Cybertron? Nu, ca să-l putem confisca și să-l folosim pentru a mă trimite pe mine. Wow, e o idee destul de bună. Ei bine, dacă Mico crede că e o idee bună... Nimeni nu spune că va fi ușor, dar ați mai capturat unul înainte. L-am zburat în aer. E cu totul altceva decât a captura și a păstra unul. Bia are dreptate. Mai întâi trebuie să găsim chestia. Alo? Dacă e un space bridge, nu e... Termenul spațiu se referă la clasa de transport, nu la locația sa fizică, înțelegi? Și am monitorizat orbita Pământului de la ultimul. Am ști dacă ar fi acolo. Deci ar putea fi chiar aici pe Pământ? Ca și cum ai căuta un servo în cimitirul de mașini. Atunci să începem să căutăm. Dar un lucru e cert. Nu știm dacă Decepticonii l-au pe Optimus. Sau dacă i s-a întâmplat ceva. Thank you.
Starscream! E comandantul Starscream. Care e defecțiunea ta? Lasă armele jos imediat. Îmi cer scuze, domnule, dar stăpânul Megatron a ordonat să vă arestăm dacă vă întoarceți la navă. Poftim? Evident, trebuie să fie o greșeală. Va urma. Torrent Moldova.